În cazul artelor plastice, a existat un element, să-i spunem, obiectiv, care poate explica asocierea cu antifascismul. Am anticipat-o cumva și apoi adeziunea la PCR. Majoritatea avangardiștilor au avut opinii de stânga, chiar de extremă stângă, chiar pentru stânga comunistă. Ba chiar au salutat revoluția bolșevică. A fost aici o tristă ironie a istoriei, trebuie spus, imediat, pentru că ulterior mai mulți dintre ei au căzut victime ale cenzurii comuniste, care avea să le mutileze personalitatea artistică și cred că pe fundal veți vedea cum foștii avangardiști Maxi și Perahin după 1947-48 s-au autocenzurat și a rezultat o artă, dacă nu realist socialistă, foarte apropiată, pentru că și-au mutilat propriul trecut, propria tinerețe, cred eu. Au încetat să mai fie avangardiști. Sigur că s-au păstrat anumite elemente de avangardă, dar nu mai este arta avangardistă a anilor 20-30. E altceva. Nu sunt un specialist, dar din câte pot să-mi dau seama și studiind și documentele de arhivă și cunoscând criticile care li s-a adus, pot face o imagine. Aș mai spune un lucru. Ei au fost în același timp, mai ales în anii 30, victime ale politicilor rasiale și cumva e de înțeles opțiunea lor de după 1945 în această cheie. Ea nu trebuie valorizată în niciun fel, trebuie înțeleasă în această cheie. Trebuie să vă dau și un citat, cam ce li se reproșa. Sus pomenitul Sorin Toma, de care am amintit și care este vinovat moral și de înfierarea oribilă a lui Arghezi, îl interpela pe Maxi în felul următor. Îl acuza practic că se pretează la poceli și la mâzgăleli. Îl citez: Maxi fără să pocească nu poate picta. Cam asta spunea Sorin Toma, fiul lui A. Toma, poetul pe care comuniștii cumva vreau să-l contrapună și chiar l-au contrapus chiar lui Eminescu. Deci individualitatea artistică a lui Maxi a fost serios afectată pentru că, am pomenit, s-a autocenzurat copios. Și cred că vă puteți și da seama, urmărind fundalul sau vizitând expoziția de la Muzeul Național de Artă, Artă pentru Popor se cheamă. Dar paradoxul este că avangardistul Maxi, care se asocia suprarealismului din anii 20 și 30, condamnând însă și ideea de muzeu, ideea tradițională de muzeu, a rămas totuși, dincolo de aceste critici ideologice, director al Muzeului Național de Artă timp de 20 de ani, din 1950 până în 1970. Și după 1965 a fost printre puținii români de origine evrească care mai făceau parte din această birocrație culturală și artistică, pentru că după 1960, în general, partidul a avut grijă să îi elimine pe cei de naționalitate evrească din nomenclatură și din această înaltă birocrație culturală-artistică. Deci e printre puținele cazuri de supraviețuire, ca să zic așa.